O nouă măsură pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, de această dată la nivelul unităților sanitare publice și private. Începând de marți 24 martie, pentru o perioadă de 14 zile, se suspendă internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultațiile programate și programabile în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. În termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare a ordinului se externează toți pacienții care nu reprezintă urgență și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului și a permanenței personalului prin introducerea activității medicale în regim de ture și gări fără afectarea salarizării personalului. Toate măsurile se referă atât la unitățile medicale publice cât și cele private. De asemenea, începând de duminică 22 martie de la ora 22 a fost suspendată temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, nemai fiind permise decât intervențiile stomatologice de urgență. Tot de duminică se vor închide mall-urile și toate complexele comerciale din România, cu excepția acelor magazine care vând produse alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Măsuri restrictive pentru combaterea epidemiei de coronavirus au fost luate și în cele două piețe agroalimentare din Pașcani. Primarul Dumitru Pantazi a emis o dispoziție prin care activitatea agenților economici care desfășoară acte de comerț va fi suspendată pe perioada situației de urgență până la sfârșitul acestei luni, cu excepția celor care vând produse alimentare, veterinare sau farmaceutice. Dispoziția a fost pusă în aplicare începând de luni 23 martie. În acest sens a fost închisă hala din Piața Vale, dar și zeci de chioșcuri și tarabe din ambele piețe, unde erau puse în vânzare articole de menaj și gospodărie, încălțăminte și îmbrăcăminte. Astăzi a fost emisă dispoziția de primar privind implementarea măsurilor instituite prin ordonanța militară numărul 2 cu privire la desfășurarea activității în cele două piețe agroalimentare din municipiul Pașcani. Conform ordonanței militare, noi am aplicat la nivel local ceea ce spune această ordonanță în cele două piețe cel puțin. Astfel, începând de astăzi, toți comercianții au fost informați de către subsemnatul, cât și prin acest document, că cei care comercializează produse nealimentare nu mai au deocamdată dreptul să facă comerț în cele două piețe. Vor rămâne, cu această excepție dată de ordonanță, cei care vând produse alimentare, da? Cei care vând produse veterinare sau produse farmaceutice. Cum avem în piață și pescăriile, și ele vor funcționa pentru că sunt produse alimentare, la fel și cei care au acele farmacii veterinare vor funcționa. Restul, inclusiv hala de haine din piața din zona Vale, sunt închise pe termenul stabilit, bineînțeles, de lege. Momentan scrie foarte clar pe durata stării de urgență. Pentru ca agenții economici să nu fie nevoiți să plătească chirie în continuare pentru spațiile deținute, trebuie modificate contractele încheiate cu primăria Pașcani. În acest sens, legislativul pășcănean se va întruni în ședință de îndată marți 24 martie de la ora 10 pentru a fi făcute modificările care se impun. RAGCL Pașcani reduce și mai mult numărul curselor pentru transportul public local. Începând de luni 23 martie, anul curent, transportul public pașcănean funcționează la cotă de avarie din lipsa călătorilor. Administratorul special al regiei locale de gospodărie comunală, unitate aflată în procedură de faliment, a decis reducerea și mai mult a numărului curselor către cele 5 suburbii ale municipiului. Astfel, de luni până vineri vor fi doar câte 3 curse pe zi, după cum urmează. Pentru Gâștești, de la orele 5:40, 10 și 15:30, pentru suburbia Lunca la orele 5:20, 11:40 și 18, la Blăgești la orele 6:50, 10 și 16, iar la Boșteni și Sodomeni la orele 5:40 și 5, 10 și 16. În zilele de weekend vor fi câte 2 curse. Dimineața de la ora 7:30 pentru Blăgești, iar pentru Gâștești, Lunca, Boșteni și Sodomeni de la ora 8. La amiază la ora 12 la Gâștești, Blăgești, Boșteni și Sodomeni și de la 11:40 la Lunca. Noul grafic este valabil începând de luni 23 martie. Cu plecare din stația din fața gării Pașcani. Au fost luate o serie de măsuri și de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani privind mijloacele de transport în comun. A fost modificat temporar pe starea de urgență în municipiul nostru
programul curselor locale și am să vi le spun de luni până vineri în prima fază. De exemplu, au rămas câte 3 curse pe zi pentru fiecare. Cei care merg la Găștești dintre dumneavoastră, prima cursă este la 5:40 dimineață, următoarea cursă este la 10 și următoarea cursă la 15:30. Pentru cei dintre dumneavoastră ce vă deplasați dinspre Luncă sau înspre Luncă, la 5:20 prima cursă, următoarea cursă la 11:40, respectiv la 16:00 ultima cursă. La Blăgești prima cursă este la ora 6:50, la 10 următoarea și ultima este tot la ora 16:00. Și Boșteni-Sodomeni, autobuzele vor pleca la 5:45, la 10 vor pleca din nou și ultima plecare este la ora 16:00. În ceea ce privește programul pe sâmbătă și duminică, sunt doar 2 curse pe zi, la Găștești la 8, respectiv la ora 12:00, la Luncă la 8 și la 11:40, la Blăgești la 7:30 și la 12:00, iar la Boșteni și Sodomeni de la 8 până la 12:00. Menționăm că la Pașcani numărul călătorilor care folosesc transportul în comun a scăzut atât de mult de când au fost impuse măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus, încât unele curse sunt aproape goale, iar încasările nu acoperă cheltuielile pentru combustibil și plata salariaților. Conducerea regiei a solicitat intervenția de urgență a administrației locale, fie prin acordarea unui ajutor financiar, fie prin preluarea și delegarea serviciului unei alte societăți. Legislativul pășcănean se întrunește în ședință în regim de urgență marți de la ora 10. Pe ordinea de zi sunt 2 proiecte de hotărâre. Primul dintre ele are ca scop suplimentarea fondului de rezervă de la 50.000 la 100.000 de lei pentru cumpărarea unor echipamente de protecție împotriva noului coronavirus. De asemenea, va fi suplimentat bugetul pentru ajutoare de urgență cu 100.000 de lei pentru familiile nevoiașe. Cel de-al doilea proiect are ca scop scutirea de la plata chiriilor a comercianților din cele 2 piețe agroalimentare, cărora le-a fost suspendată activitatea cel puțin până la sfârșitul lunii ca măsură pentru combaterea pandemiei de coronavirus. În această situație sunt câteva zeci de societăți comerciale sau PFA-uri. Consilierii locali sunt chemați în ședință de îndată pe data de 24 martie de la ora 10, atenție, în sala de spectacole a primăriei municipiului Pașcani. Facem acest lucru, evident, odată cu noile prevederi legale în ceea ce privește distanțierea socială. Și în cadrul Consiliului Local trebuie respectate acele distanțe. Pentru a ne putea încadra în acele distanțe, trebuie să găsim o sală mai mare. Soluția cea mai bună a fost cea a sălii de spectacole. Va fi un pupitru pe scenă, vor sta acolo președintele de ședință cu domnul primar și cu doamna secretar, restul vor sta în sală și cel mai probabil vor avea un microfon mobil ce se va deplasa, sau chiar 2 microfoane mobile ce se va deplasa în sală la consilierii care vor dori să ia cuvântul pe cele 2 proiecte de hotărâre ce sunt pe ordinea de zi. Astfel, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru anul 2020 este primul proiect și cel de-al doilea, ceea ce s-a discutat deja astăzi, am văzut în spațiul public, e vorba de suspendarea plății chiriei de către agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 2 piețe de pe raza municipiului Pașcani, a căror activitate a fost suspendată conform prevederilor dispoziției primarului numărul 758 din 23.03.2020, dispoziție primarului dată odată cu acest ordin militar numărul 2. Astfel, mâine la ședință, cei prezenți în sală, consilieri locali, vor avea de dezbătut și de votat cele 2 proiecte. De această dată, ședința va avea loc în sala de spectacole a primăriei Pașcani ca măsură de protecție și pentru evitarea aglomerației în contextul recentelor măsuri luate la nivel național pentru combaterea coronavirusului. Consilierul PMP Sorin Olariu spune că astfel de întâlniri ar trebui evitate în perioada următoare, iar ședințele ar trebui organizate online. În acest sens, el a depus o solicitare pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Pașcani. Rugămintea mea către pășcăneni este de a rămâne în aceste zile, hai să zicem, în care suntem greu încercați, știți cu toții că avem problema cu coronavirus, și rugămintea mea este să rămâneți în casă pentru a rămâne în siguranță.
avem nevoie de dumneavoastră să ne ajutați în acest demers, pentru că să ne ferească Dumnezeu să ajungem în situația celor din Italia. Dacă ajungem în acea situație, știți prea bine cu toții, vor fi mari probleme în sistemul sanitar. De aceea vă rugăm insistent, rămâneți în casă și dacă o să aveți vreodată nevoie de ajutor sau ceva, eu personal am constituit un grup, îl puteți găsi pe Facebook, Voluntari pentru cei solitari, vă putem ajuta cu cumpărăturile pe care le doriți să le faceți și cu alte servicii pe care le putem. Dar mesajul este și rugămintea, stați acasă, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea copiilor, nepoților, a fraților și a tuturor celor dragi. Următoarea ședință, cea ordinară pentru luna martie, ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Rămâne de văzut dacă consilierii vor trebui să fie prezenți în sală sau dezbaterile și votul va fi online, așa cum procedează tot mai multe administrații centrale și locale. Atenție mare dacă vreți să circulați pe timpul nopții. În contextul instituirii stării de urgență pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o serie de noi măsuri valabile până la sfârșitul acestei luni. Astfel, începând de luni seară, circulația persoanelor va fi limitată. Conform ordonanței militare, în intervalul orar 22-6, circulația persoanelor în afara locuinței sau a gospodăriei este permisă numai pentru deplasarea la serviciu, consult medical care nu poate fi amânat, cumpărături de primă necesitate, asistență pentru persoane în vârstă sau pentru însoțirea copiilor, desfășurarea de activități fizice individuale în aer liber sau pentru nevoile animalelor de companie. Controlele vor fi asigurate de Poliția Municipală și Poliția Locală sau Jandarmerie. Cetățenii vor trebui să aibă asupra lor o declarație semnată pe proprie răspundere în care să precizeze motivul pentru care circulă după ora 22. În cazurile în care deplasarea este făcută pentru rezolvarea unei situații urgente, trebuie precizat și traseul. Documentul poate fi fotografiat la momentul legitimării persoanei, iar modelul de declarație poate fi descărcat de pe site-ul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne sau de pe site-ul bittv.info. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu și o adeverință eliberată de angajator. Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei. De asemenea, reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografierea documentelor, este vorba de declarația pe propria răspundere și actul de identitate sau adeverința eliberată de angajator în momentul legitimării persoanei. Toate persoanele care încalcă prevederile ordonanțelor militare sunt predispuse la măsuri severe. Mă refer la măsurile contravenționale, amenzile pentru persoanele fizice în cazul încălcării măsurilor stabilite în ordonanțele militare sunt până la 5.000 de lei, iar pentru persoanele juridice până la 70.000 de lei. În timpul zilei, circulația persoanelor aflate în afara locuinței sau a gospodăriei va fi permisă numai pentru grupuri de maxim 3 persoane, dacă ele nu locuiesc împreună. De asemenea, persoanele care părăsesc locul în care au fost plasate în carantină fără aprobarea autorităților vor fi plasate într-o nouă perioadă de carantină timp de 14 zile. Nu este nevoie de o declarație pe propria răspundere pentru a ieși în timpul zilei, deci în intervalul orar 6-22. Încă o dată, recomandăm, nu ieșiți din casă în timpul zilei decât pentru strictul necesar și respectați această măsură, nu vă constituiți în grupuri mai mari de 3 persoane. Citez din ordonanță. Circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19, adică păstrarea unei distanțe de cel puțin 1,5 metri până la 2 metri de alte persoane și evitarea contactului direct cu acestea, precum și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Cetățeni, în intervalul 6-22, persoanele pot să părăsească locuința doar pentru strictul necesar. Îndemnăm cetățenii să ia această recomandare și celelalte recomandări ca pe obligații. Menționăm că în momentul de față la Pașcani sunt peste 30 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu. Un preot din comuna Ruginoasa a fost amendat pentru că a permis mai multor persoane să participe la slujbă în biserică. Potrivit comunicatului emis de IPJ Iași, polițiștii s-au sesizat din oficiu. Oamenii legii au evacuat cele 52 de persoane care se aflau în lăcașul de cult, iar amenda primită de preot este în valoare de 5.000 de lei. La data de 22 martie, anul curent, în jurul orei 9:35, polițiștii din cadrul secției numărul 6, Poliția Rurală Pașcani, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, într-o biserică din comuna Ruginoasa, se desfășurau activități religioase la care participau 52 de persoane. Având în vedere aceste aspecte, persoanele prezente au fost evacuate din biserică. De asemenea, s-a procedat la sancționarea contravențională a organizatorului cu amendă în valoare de 5.000 de lei, conform ordonanței militare numărul 1/2020. Se arată în comunicat. Potrivit noii ordonanțe militare, se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești, dar fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online. Menționăm că preotul amendat nu a putut fi contactat de reporterii BTV pentru un punct de vedere. Mobilizare generală la Pașcani pentru susținerea celor singuri sau imobilizați la pat care stau în aceste zile la domiciliu pentru a nu fi infectați cu coronavirus. Pentru că deocamdată autoritățile locale nu au o evidență clară și o monitorizare a celor care au nevoie de ajutor, un consilier local a inițiat un grup de acțiune format din voluntari care să facă cumpărăturile necesare de alimente și medicamente și să le livreze la domiciliu. Sorin Olariu de la PMP a deschis pe Facebook pagina Solidar cu cei solitari, unde cetățenii care cunosc astfel de cazuri sunt invitați să le semnaleze online sau la numărul de telefon 0728 232 342. Vreau să vă anunț pe acest cale că de astăzi, de luni, este operațional un grup pe Facebook și anume Solitari cu cei solitari. Prin acest grup și nu numai cu voluntarii care participăm acest demers, dorim să ajutăm persoanele care sunt izolate în casă, care sunt carantinate eventual și nu au posibilitatea sau nu au pe nimeni care să-i ajute pentru a face cumpărături. În acest proiect avem inclus și o zonă pentru donație și chiar vă rog pe cei care doriți să donați alimente, produse de curățenie personală, pentru că dorim ca aceste produse, alimentare și nealimentare, să ajungă la cei nevoiași. Închipuiți-vă că în această perioadă de criză, pentru că este și o criză economică până la urmă, persoanele care nu aveau venituri până acum, de acum nu vor mai avea chiar deloc venituri. Și ne-am propus să identificăm aceste persoane și să-i ajutăm cu ce putem sau cât vom putea, în ce măsură vom putea și noi. De asta vă rog pe cei care au alimente, un surplus sau chiar o să cumpere și vor să doneze, să ne contacteze la numărul telefon pe care îl avem afișat pe grupul de Facebook sau al meu, de fapt este numărul meu. De asemenea, voluntarii încearcă să vină și în ajutorul familiilor rămase fără bani în această perioadă. Olariu face apel la cetățeni să doneze alimente de bază pentru a fi distribuite celor nevoiași. În acest sens, vor fi amenajate mai multe puncte de colectare la intrarea în supermarketuri. Pentru cei care nu se pot deplasa, ne vom deplasa chiar noi, chiar eu personal mă voi deplasa, vom prelua aceste donații și veți mai găsi în perioada următoare, în fața magazinelor, o să vedeți magazinele, o cutie, nu a tuturor magazinelor, care au acceptat să ne ajute în demersul acesta, cu cutii în care puteți dona. Noi vom prelua acele donații și le vom redistribui către cei care au nevoie. Vă așteptăm un număr cât mai mare
să donați și, nu în ultimul rând, să veniți alături de noi ca și donatori. Menționăm că la solicitarea prefecturii, Primăria Pașcani trebuie să aibă o situație clară cu persoanele de peste 65 de ani. Reprezentanții administrației locale spun că până la sfârșitul acestei săptămâni vor avea o listă cu cei care au nevoie de ajutor, o parte din ei fiind deja în evidențele Direcției de Asistență Socială. De asemenea, în prezent au sunat și au solicitat ajutorul Primăriei Pașcani pentru alimente și medicamente două familii din suburbii. Primăria Târgu Frumos vine în ajutorul medicilor de familie, așa încât populația să aibă acces la consultații, mai ales în această perioadă. Cum majoritatea dintre ei sunt navetiști de la Iași și nu au cu ce să ajungă la cabinete după ce transportatorii și-au suspendat cursele, edilul orașului a pus la dispoziția lor un microbuz școlar. Astfel, cei 11 medici care activează în cadrul policlinicii orașului vor fi transportați dus-întors, costurile urmând să fie asigurate de la bugetul local. Totodată, primarul Ionel Vatamanu recomandă cetățenilor să stea acasă pentru evitarea contaminării cu coronavirus și să respecte cu strictețe regulile de igienă. Referitor la noua ordonanță care s-a dat acum, noi măsuri aplicate în orașul Hârlău pentru combaterea răspândirii coronavirusului. Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit luni 16 martie, a aprobat o hotărâre conform căreia se suspendă activitatea de bazar în piața agroalimentară din localitate. Vânzarea produselor alimentare va continua să se desfășoare numai cu respectarea măsurilor valabile în momentul actual. Totodată, începând de marți 24 martie, ora 7, se suspendă comercializarea produselor prin intermediul automatelor de cafea în spații comerciale sau alte spații. În ceea ce privește persoanele aflate în izolare la domiciliu, precum și persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, la solicitarea lor, primarul orașului, prin intermediul Centrului Social Multifuncțional și a Compartimentului Asistență Socială, va lua măsurile necesare de sprijinire a acestora. Având în vedere ordonanța militară numărul 2 și hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, am convocat astăzi 23 martie, începând cu ora 9:30, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde au fost luate următoarele hotărâri. Se suspendă desfășurarea activității de bazar în piața agroalimentară a orașului Hârlău. Vânzarea produselor alimentare va continua să se desfășoare cu respectarea măsurilor dispuse din hotărârea numărul 2 din 16 martie a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Articolul 2. Se suspende comercializarea produselor prin intermediul automatelor de cafea amplasate în spații comerciale sau alte spații, începând cu data de 24 martie, orele 7. Primarul orașului, prin intermediul Centrului Social Multifuncțional și a Compartimentului Asistență Socială, va lua măsurile necesare de sprijinirea persoanelor aflate în izolare la domiciliu, precum și a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor la solicitarea acestora. În același context, se suspendă desfășurarea audiențelor, a tuturor ședințelor sau evenimentelor în cadrul Primăriei orașului Hârlău. Vor fi utilizate mijloace de comunicare la distanță pentru depunerea tuturor actelor, solicitărilor și petițiilor, online pe adresa primaria-hârlău@yahoo.com sau serviciul poștal. De asemenea, au fost aplicate și sancțiuni celor care nu au respectat izolarea la domiciliu după ce s-au întors în țară din zone de risc. Spre exemplu, două persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu au fost conduse la centrul de carantină, iar alte două persoane au fost sancționate cu amenzi de câte 1000 de lei fiecare. Menționez că în data de 22 martie au fost conduse la Centrul Județean de Carantină un număr de două persoane care nu au respectat în normele de izolare la domiciliu. De asemenea, au mai fost aplicate două sancțiuni contravenționale de câte 1000 de lei fiecare pentru părăsirea domiciliului de izolare. Menționăm că la data de 23 martie în orașul Hârlău erau 116 persoane izolate la domiciliu.
Patriarhia Română a luat noi măsuri restrictive în privința slujbelor și activităților sociale bisericești pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Măsurile au fost anunțate ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Militare numărul 2 privind interdicțiile impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. Mai exact, la toate parohiile, Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice se vor oficia în lăcașul de cult de către slujitorii bisericii respective, dar fără participarea credincioșilor. Aceeași măsură este valabilă și în mănăstiri unde slujbele vor fi oficiate în prezența membrilor comunității monahale. Slujbele vor fi transmise online pe posturile locale de televiziune sau cele naționale. A sosit momentul când trebuie să săvârșim această sfântă și dumnezeiască liturghie. Numai noi, slujitorii bisericii, fără credincioși. De aceea vă rugăm să înțelegeți lucrurile acestea, pentru că au fost precizate, iată, și le repet aici, pentru că poate nu toți ați urmărit diferite mijloace mass media de informare, de înștiințare. Deci la toate parohiile Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice se vor oficia în lăcașul de cult de către slujitorii bisericii, însoțiți de cântăreți, paraclisieri, fără participarea credincioșilor mireni. Slujbele, sigur, unde se poate, pot fi transmise online și în media locală sau națională. Dar dacă nu se pot folosi aceste mijloace, sigur, eu cred că aproape toți aveți un televizor acasă și puteți să comutați butonul pe televiziunea Trinitas și fiecare în genunchi, dar mai ales cu luarea minte, cu inimă curată, să vedeți chiar cu ochii desfășurarea Sfintei Liturghii. Deși Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice sunt săvârșite în biserică fără public, există și câteva situații speciale unde vor putea fi prezenți credincioșii, cum ar fi taina botezului, taina cununiei și slujba de înmormântare, unde vor putea fi prezente un număr de maxim 8 persoane. Deși Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice sunt săvârșite în biserică fără participarea credincioșilor, bisericile vor putea deschide totuși, vor fi deschise totuși pentru situații speciale, și anume, se poate săvârși taina botezului, taina Sfintei Cununii sau înmormântarea cu participarea a maxim 8 persoane. De asemenea, biserica a stabilit și condițiile în care preoții se vor putea deplasa la locuințele credincioșilor pentru spovedanie. Spovedania și împărtășirea credincioșilor bolnavi aflați în spital se va face respectând regulile spitalului. Spovedania, împărtășania credincioșilor bolnavi aflați în spital se va face respectând regulile spitalului. În această perioadă, credincioșii vor menține prin telefon legătura cu preoții de la parohie și în special cu duhovnicul. La solicitarea credincioșilor, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioșilor pentru convorbiri duhovnicești, spovedanie și împărtășanie, însă cu respectarea unor norme de protecție, inclusiv mască și mănuși sanitare. Deci vă rugăm să ne înțelegeți în toate aceste demersuri. Totodată, săvârșirea slujbei Sfântului Maslu de Obște se suspendă, iar preoții îi îndeamnă pe credincioși să citească în schimb miercurea și vinerea acatistul unui sfânt vindecător. Săvârșirea slujbei Sfântului Maslu de Obște, care știți cu toții, se oficia miercurea sau vinerea, se suspendă. Iar preoții vor îndemna pe credincioși să citească în schimb miercurea și vinerea, acatistul unui sfânt vindecător, Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Nectare de la Ieghina, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfântul Ierarh Calenic de la Cernica și alții. Întrucât credincioșii nu pot participa fizic la slujbele din biserică, sunt îndemnați să-și organizeze în propriile locuințe un spațiu de rugăciune.
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care va prelungi până la finalul anului sau cu 12 luni valabilitatea tichetelor de vacanță care expiră în următoarele luni, a anunțat la știrile TVR ministrul economiei Virgil Popescu. Patriarhia Română a anunțat duminică seară că a luat noi măsuri restrictive pentru a preveni răspândirea noului coronavirus în privința slujbelor și activităților sociale bisericești. Măsurile au fost anunțate în contextul în care duminică mulți români au mers la biserică, ba chiar unii credincioși au fost împărtășiți cu aceeași linguriță, informează Digi24. În urma reglementărilor dispuse sâmbătă seară de către autorități, jandarmii și polițiștii au început să patruleze intens pe străzi în mai multe orașe pentru atenționarea cetățenilor. Mesajul autorităților a fost următorul: stați în casă, ieșiți din locuințe numai pentru a merge la serviciu sau pentru urgențe. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră, notează știrile ProTV. România primește 20.000 de kituri de testare pentru noul coronavirus din Coreea de Sud. O companie sud-coreană a semnat un contract pentru a livra României aceste echipamente medicale în cadrul unui acord intermediat de guvernul sud-corean, transmite aceeași sursă. Obținerea unor beneficii sociale, precum concediul pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă, alocația pentru copil sau șomaj, se poate face pe cale electronică fără nicio deplasare la ghișeu, potrivit unei recente ordonanțe de urgență, informează avocatnet.ro. China a început prima testare clinică a unui vaccin împotriva noului coronavirus, în contextul în care mai multe țări fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, scrie Ager Press. Un număr de 108 voluntari împărțiți în trei grupuri au primit vineri primele injecții, a relatat luni cotidianul de limbă engleză Global Times. Guvernul Italiei a interzis de duminică seară toate călătoriile pe teritoriul țării în încercarea de a încetini răspândirea noului coronavirus, relatează Reuters. Ultimele cifre au indicat peste 600 de decese în plus din cauza COVID-19, transmite Radio Europa FM. De-a lungul timpului, ziua de 23 martie a fost marcată în istorie de numeroase evenimente importante, precum următoarele. A fost stabilită Ziua Mondială a Meteorologiei. Un incendiu uriaș a distrus 20% din orașul București. Se adoptă legea învățământului secundar și superior, elaborată de Spiru Hareț și Constantin Dimitrescu Iași. Are loc legiferarea reformei agrare. Au fost expropriate proprietățile mai mari de 50 de hectare, fiind împroprietărite peste 900.000 de familii de țărani. Iar pelicula Titanic a adunat numai puțin de 11 trofee Oscar. Într-o zi de 23 martie s-au născut următoarele personalități: Radu Lupan, eseist și traducător român, sau Alexandru Elias, medic român. Într-o zi de 23 martie s-au stins din viață Teodor Codrescu, editor, traducător și prozator român, Alexandru Zira, compozitor român, Alexandru Busuioceanu, eseist, poet, traducător român, Tudor Teodorescu Braniște, prozator, publicist român, sau Elizabeth Taylor, actriță americană. Iată recomandările astrelor pentru ziua de marți, 24 martie. Nativii berbec vor avea niște momente de rătăcire, nu vor ști exact ce să facă în legătură cu o anumită persoană, iar aceste gânduri le dau toată ziua peste cap. Este necesar să țină cont de propriile dorințe, dar și de ceea ce își doresc cei din jur, în cazul în care își doresc să conviețuiască într-un mod armonios și lipsit de discuții în contradictoriu. Nativii Taur vor avea ocazia să meargă la o întâlnire foarte importantă în interes de serviciu. Este necesar să își ia toate măsurile de precauție, astfel încât să nu aibă complicații în ceea ce privește sănătatea în viitorul apropiat. Nativii Gemeni vor avea tendința să lase în urmă atribuțiile care le revin atât la locul de muncă, dar și cele legate de propria gospodărie și să se lase duși de val. Este necesar ca gemenii să-și ducă la bun sfârșit responsabilitățile la timpul potrivit și să se bucure de timpul rămas așa cum ei își doresc. Nativii Rac sunt foarte apreciați de prieteni, dar și de membrii familiei. Ei sunt de asemenea susținuți în tot ceea ce fac, iar acest lucru le oferă încredere în sine și motivația necesară să devină din ce în ce mai buni pe zi ce trece. Nativii Leu sunt foarte conștienți de calitățile pe care le au, dar și de defectele lor, astfel că le este destul de ușor să se pună în evidență în diferitele contexte dintr-o zi, atunci când ei chiar își doresc acest lucru. Leii vor pune foarte mult accent pe sfera profesională, dat fiind faptul că productivitatea lor crește de la zi la zi, iar acest lucru nu face decât să le ofere și mai multă energie și entuziasm care să se consume în această direcție. Nativii Fecioară, este necesar să înțeleagă faptul că ceea ce nu te omoară te face mai puternic, așa că este necesar să nu vă mai gândiți la persoanele care nu doresc să facă parte din viața voastră. Fecioarele trec prin niște perioade ușor dificile din pricina unor nerealizări în plan sentimental.
Nativii Balanță vor câștiga niște bani în plus din munca pe care o prestează. Ei vor avea ocazia să culeagă roadele muncii lor pe care au depus-o în ultimele luni. Nativii Scorpion vor face tot posibilul să găsească noi modalități din care vor face bani. Ei pot oferi oamenilor din jurul lor valoare prin muncă și serviciile oferite, dar pot să câștige și resurse financiare suficiente astfel încât să rămână motivați să continue. Nativii Săgetători vor avea la dispoziție foarte multe resurse intelectuale, dar și foarte mult timp pentru a face lucruri mărețe prin serviciile pe care le oferă, însă nu reușesc să găsească motivația necesară astfel încât să înceapă acest proces care duce spre evoluție. Nativii Capricorn vor avea tendința să îi mulțumească pe oamenii din jur în totalitate și să uite de propria persoană și propriile nevoi. Capricornii își doresc ca în jurul lor să fie armonie deplină, iar acest lucru nu se poate întâmpla în totalitate atât timp cât propria persoană este dată la o parte. Nativii Vărsători își vor focaliza atenția asupra rezolvărilor unor probleme sau ale unor relații care nu mai funcționează de ceva vreme. Vărsătorii se mențin pe poziții în ceea ce privește planul profesional, astfel că aceștia sunt activi mai tot timpul. Nativii Pești își vor focaliza atenția asupra unor relații care nu mai funcționează de ceva vreme. Este cazul să lăsați în urmă ceea ce a fost și să dați voie lucrurilor și oamenilor noi să apară în viața voastră. Marți, ninsorile se vor retrage mai mult către jumătatea sudică a țării, deși în prima parte a zilei acestea își vor mai face apariția și în nord. Cantitățile de apă vor fi însemnate îndeosebi în nordul Olteniei, unde se va depune un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri. Vântul va sufla tare la munte și în sud-est, continuând să spulbere zăpada depusă, în timp ce în restul regiunilor acesta va fi slab, cel mult slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi situate în general între minus 2 și 3 grade în estul Transilvaniei, între 1 și 6 grade în vestul Transilvaniei și Maramureș, între 3 și 8 grade în Banat și Crișana, între 1 și 4 grade în Oltenia și vestul Munteniei și între 2 și 7 grade în estul Munteniei, Dobrogea și Moldova. În județul Iași, ziua de marți aduce tot vreme de iarnă. Temperaturile vor varia între 6 și minus 2 grade, cerul va fi înnorat, vântul va adia ușor și sunt șanse slabe de precipitații. Vremea rea va ține până la începutul weekendului, când se va încălzi până la 14 grade.